Fu, s-au adunat oamenii la costum frumos să-i sărbătorească pe domnul Eminescu și pe doamna Cultura. Mă, imposibil să nu fie o doamnă de etnie romă pe nume Cultura, nu? Fica lui Traducerea și soră cu biblioteca. Cultură, vină fă încoacă, începe profesiunea mea Cultura. Haide că e Rigoletto pe mețo. Da, cum ziceam, lume bună la Ateneu. Să Eminescu, să Cultură, să alea. M-a invitat și pe mine domnul ministru. Nene, mulțumesc, dar nu-s eu cu chestii de-astea. N-am nici haine ca lumea. Și apoi ce să caut eu cu așa oameni importanți acolo, domnule, cu politicieni ăștia atât de sensibili la Cultură? Firea ți-ai dracu să fiți. Da, de obicei mari poeți, mari scriitori mor în mizerie, cu niște pensii rușinoase de la stat. Dar când vine vorba să o punem de o sărbătoare, mamă, imediat se îmbracă politicienii la țol festiv și se dau cu niște cuvinte frumoase pe la gură. Și acum, în timp ce facem frumos la început de an 2020, sunt mulți scriitori mari, mari aflați în sărăcie, în suferință, fără un apartament. Uite, asta ar fi o sărbătoare a culturii. An de an, 10 apartamente de la stat pentru mari oameni de cultură ai acestei țări. Hă? Să existe strada scriitorilor în București pe care să locuiască scriitorii, nu doar alee la Belu. Mă aștept ca responsabilii și specialiștii domeniului cultural să stabilească cât de curând prioritățile și obiectivele concrete ale modernizării infrastructurii culturale naționale și să dea un conținut realist finanțării multianuale acestora, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene. Ați înțeles ceva? Ați înțeles, pă, dracu? Păi dacă nu sunteți oameni de cultură, bă, cum să înțelegeți, bă? Numai la manele vă stă mintea, numai la telenovelele alea. Îmi place asta la Iohannis și la toți, a devenit loc comun. Dom'le, deci să facem niște priorități, să stabilim așa niște concepte, niște și fonduri europene. Să vedem că poate facem pe fonduri europene. E chestia asta la noi, bă, hai mă să vedem că poate o facem pe fonduri europene. Știi ce zic? Un botez, o mormântare, nu contează. Ia vezi, mă, că poate merge pe fonduri europene. Adică, ia dă cu metre o geană. Nu putem să luăm o mocangeală? E, și cum stăteam eu așa și mă uitam la oamenii ăștia mișto, la costum, la domn președinte, mi-am adus aminte de ceva. Mă, iar se activează cu postacii pe Facebook? Sentința judecătorilor din Pitești este definitivă. Președintele pierde casa. Din 2001, casa din centrul Sibiului a fost închiriată unei bănci. Potrivit jurnaliștilor de la Rise Project, soții Iohannis și familia Baștea au primit chirie între 20.000 de dolari și 60.000 de euro pe an. Da, domne, ce să... Nu știu cum de mi-am amintit de casa domnului Iohannis. Aia retrocedată pe nașpa, cu fals în acte. Of, doamna Carmen, ce zburdalnic ați mai fost și dumneavoastră. Așa, ce voiam să vă zic, are totuși legătură. După ce a primit domnul Iohannis casa, a închiriat-o unei bănci mari. Ban, tăticu, nu glumă. E, dar ca să bage acolo banca, știți pe cine a dat afară domnul Iohannis? Pe librăria Eminescu, da, Mihai Eminescu. Haideți că asta trebuie să fie amuzantă și pentru postacii angajați la firma aia care lucrează pentru imaginea domnului președinte. Nu? N-a fost bună? Haideți, domn președinte. Stă o glumă destul de proastă.